Dodici a vorbit despre sacrificiile pe care le-a făcut pentru cariera de fotbalist, dar și despre relația cu fiica lui, având în vedere faptul că el s-a separat de mama ei în urmă cu mai mulți ani. Dar nu s-a ferit să vorbească nici despre o nouă căsnicie. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. Sportul nu cere doar fani, sportul cere și sacrificii, pentru că și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, cred că ați făcut suficiente sacrificii pentru carieră. Păi știți cum e, sacrificii... Da, putem spune că sunt sacrificii, sigur, dar... Timp mult petrecut în cantonamente, departe de familie, nu cred că este tocmai ușor. Nu, aveți dreptate aici, dar ne-a plăcut să jucăm fotbal și ne-a plăcut sportul. Cui place sportul, nu se gândește la sacrificii așa, nu le simte așa, e o plăcere enormă să te antrenezi, să joci. Dar în suflet se simțea dorul de copil când erați plecat și nu-l vedeați cu săptămânile. Da. Când puneam capul pe pernă, mă gândeam când să le cer voie și la fetițe, când să le cer voie antrenorilor să mă lase să mă duc acasă. Și tot mă gândeam că vroiam să mă duc acasă și încet, încet m-am obișnuit, nu mai... Dar la început așa era. Mă gândeam mult de sărbători, mă gândeam să le cer voie și știam că nu am voie, că trebuia să merg în pregătire, trebuia să sunt foarte puține zile și da, asta a trecut prin și astea sunt mai, erau mai triste. Mă înțeleg foarte bine cu ea, vorbesc, ne-am văzut acum, am fost în Spania, acum când mergeam când era mică în vacanțe și foarte bine, acum a crescut, are și ea prieteni și acum nu mai trebuie să vină ea la mine, că eu m-am săturat să mai... Trăiește în Spania, da, trăiește în Spania, totul e bine. A fost anul ăsta, a fost în vară, a fost la bunica ei, a stat 2 săptămâni. I-ați cunoscut prietenul? I-ați dat o părere ca tată? Da, l-am cunoscut, știi, am fost să-i văd și... asta mai familia, casă, nu familia, încă nu familia, dar... Am rugat-o pe fiimea să mă ducă să văd unde stă. Stați și dumneavoastră liniștit, să știți că este un băiat bun. Exact, nu, că mi-a spus că e un băiat bun și mama ei mi-a spus că e un băiat foarte bun și se înțelege foarte bine. Și... Da, da. Deci relația este bună nu doar cu fiica, ci și cu mama ei. Da, și cu mama. Vorbim, să simtă și pe mama și pe tata. Bine, eu sunt puțin mai departe de ea, dar mă sună tot timpul și asta îmi place tot timpul. Mă sună și... Dar fetița, cum a văzut ea separarea părinților ei? Cum a înțeles lucrurile? A fost mică. Era mică când... Da, dar pe măsură ce creștea, bănuiesc că întreba, pentru că observa că tatăl nu stătea mai tot timpul la casă, lângă mama. Caracterul meu seamănă cu mine, nu întreabă multe, e liniștită, își vede de treaba ei și nu are probleme. Nu. Era mică, nu cred că a simțit. Poate acum înțelege.
were here, but you're not. 'Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through.